Suntem Roxana și Costin, iar pentru următoarele minute te vom purta cu noi în Kenya. După o săptămână se încheie aventura noastră în sudul Keniei, iar în episodul de azi îți arătăm cum se călătorește cu trenul între Mombasa și Nairobi. Aventura noastră africană și respectiv să luăm trenul de la Mombasa către Nairobi. O să fie o experiență foarte interesantă. Vedem cum este cu trenul prin Kenya. După ce ne-am luat rămas bun de la Mona și Mihai, care s-au întors acasă, am pornit către gara din Mombasa. Pentru că nu ai foarte multe variante, am aranjat un transfer Diani Beach, gara Mombasa, care ne-a costat 50 de dolari. Am ajuns la gară. După 2 ore și jumătate, cam două așa. 2 ore și jumătate, da. N-a fost chiar atât de lung drumul. Nu ni s-a părut că e super ok. Am vorbit foarte mult în schimb cu șoferul, care ne-a oferit foarte multe informații așa de inside. Vine poliția? Nu vine. Așa, ne-a zis să nu filmăm când vedem poliție, pentru că se pot lega de noi. Am vorbit foarte mult, o să vă povestim poate din tren, că avem mai mult timp să povestim ce ne-a mai zis. Și acum trebuie să mergem la intrarea în gară, pentru că securitatea este foarte strictă și trebuie să trecem prin mai multe filtre, prin niște căței care ne vor mirosi. O să vedem cum decurg lucrurile. Hai, să mergem! Să mergem! Am ajuns în sfârșit sus la terminal, mai avem cam o oră până vine trenul. A fost interesant că nivelul de securitate este foarte mare aici. Și atunci am trecut prin mai multe filtre, prin care unul în care am lăsat toți bagajele, deci au venit 3 căței foarte micuți și drăguți să le miroasă, să vadă dacă avem droguri. Apoi am trecut printr-un filtru gen aeroport, un scanner și am intrat în gară, efectiv în gară. Am printat biletele, am avut doar un cod de rezervare și am printat biletele aici. Apoi am trecut prin alt filtru unde ne-au verificat biletul, pașaportul și iarăși ne-au verificat bagajele printr-un scanner. Și apoi am urcat în sfârșit sus în terminal, care e spectaculos. Arătăm puțin în joc, chiar este spectaculos. Și sunt o grămadă de băieți care mișnă să servească cafea, să servească masa. E foarte tare că dacă comanzi ceva, vin cu o măsuță din plastic foarte mică, dacă ți-o pun în față, pe care poți să mănânci. Sunt câțiva oameni în spate care chiar fac asta, dar parcă nu mă orice să-i filmez. Am luat și noi un refreshment și o cafea și acum așteptăm să plecăm. Inițial, Mombasa era legată de Nairobi printr-un tren de noapte care făcea 15 ore. Însă din 2017, cu investiția majoră a Chinei, acum există un tren expres, Madaraka Express, care face același drum în 5 ore, iar biletul costă doar 10 dolari. Haos! Este aici? E aici, l-am văzut. Haos! Bine că nu mergem mult. Da. Yes, hai. Ready? Ready. Curat. Foarte
Este foarte interesant faptul că suntem singuri turiști. Am mai văzut, cred că, doi alți în tot trenul ăsta. În rest sunt doar localnici care merg între Mombasa și Nairobi. Este full vagonul, credeam că o să putem găsi niște locuri să mâncăm mai lejer, dar este full full. Așa că ne mulțumim cu ce avem și așteptăm să treacă pe... Deja a început să miroase salam. Da, este cercurlă, miroase la salam, e haos. Dar sperăm că vedem ceva interesant pe geam. Da, repede și na, acum să fim sinceri, am avut experiență autentică, Am făcut cam, nu știu, 10 km de când am plecat și deși toți ne-am mucat cu mască și ne-au rugat cu mâncare de două ori, ne-au zis aici să ne dezinfectăm pe mâini. În tren nu poartă nimeni mască, toată lumea sare, dansează, mănâncă, deci este un total circ și un haos. Noi o să stăm cu ele pe un cap, na, totuși sunt foarte mulți oameni în tren și am vrea să plecăm sănătoși acasă. Dar este bine, mai avem încă 4 și jumătate. Tot de zebre pe geam, dar nu se poate să le filmez foarte departe, din păcate. Eu mă uitam la nenea care dă cu mătura și mi se pare foarte tare că el dă cu mătura. O grămadă de chestii mizerabile pe jos, sunt oameni aruncă pe jos, se așteaptă că ceva să le măture, în loc să le pună undeva sau să le ducă la coșul de gunoi. Ceea ce mi se pare un pic, știi, ciudat, mai să scrie sus pe afișaj, să ajutăm să nu facem mizerie între. Mă așteptam că ajutăm altfel, că le aruncăm pe jos și le mătură ceva. Una dintre chestiile mișto ale acestui tren este faptul că trece prin mijlocul Parcului Național Tsavo. Și de pe geam, de aici, pe geam, poți vedea o groază de animale. Până acum am văzut de la girafe, zebre, elefanți, este incredibil. Din păcate nu putem să filmăm că nu se vede foarte bine, dar este senzațional așa, este ca și cum ai face safari cu trenul. Și este foarte aglomerat, e un haos și e și destul de friguț, sunt 20 de grade aici, nu mai frig ca Mombasa. Dar avem haine cu noi, nu le-am scos încă, dar ajunge la hotel foarte repede. Am ieșit din gară, a fost foarte interesant. Trenul a fost destul de curat, el în sinea lui, dar oamenii, din păcate,
erau la fel. Adică mă uitam cum strângea mizerie după ei, cum au scos salam și alte mâncări care oricum mirosau destul de urât, plus mirosul de transpirație. Noroc că am avut aer condiționat care ne-a mai salvat, dar în rest a fost ok. Au fost 5 ore, au trecut destul de greu, dar am ajuns în Nairobi, e deja întuneric și acum trebuie să căutăm un Uber să mergem spre hotel. Bine, trebuie să luăm internet întâi ca să întâi putem... căutăm internet să luăm Uber ca să mergem spre hotel. Ne-am urcat în Uber. Și avem jumătate de oră până la hotel. Acum e foarte aglomerat, se pare. Ne-am ieșit din parcarea. Dar e foarte mișto că există Uber și că te poți descurca pe aplicație foarte simplu, că altfel cu taxiuri ar fi fost extrem de complicat. Mm-hmm. Așa este. Se construiește masiv aici. Mi se pare că orașul ăsta, din ce am văzut până acum, este un întreg șantier. Nu ți se pare la fel? Ba da, mi se pare foarte, foarte mișto și cred că în 10 ani o să fie cu tot o altă poveste aici. Eu am făcut upgrade, super. Am luat un studio și ne-au făcut upgrade la apartament, la etajul 11. La standard mi-a zis că este. Nu știu cum arată apartament sau ce este. Dar nu știu că sună bine. Liftul ăsta e cam... cam vechi. Blocul este extrem de vechi, da, dar e așa un mini zgârie noi. Foarte vechi. Deci avem 1102. Dacă te ajută. Stânga. Trage. Ok. 1101. Uite, asta este. 1102. What the fuck? What the fuck? Și mai sunt etaje în sus. Da. Ok, hai să vedem. Ta-da! Ta-da! Ia stai să vedem cum funcționează cu lumina. Ta-da! Ta-da! Wow! Wow! Da! Super tare! Super tare! Aici, uite, avem și bucătărie, se aprinde? Lumina, da. Deci este foarte mare. A, ia uite ce frigider avem. Este vechi, dar este mare. Bine, nu o să folosim mai nimic de aici, pentru că la mine la ora... Da, uite ce ragaz. Ce vechi este. Kenwood. Ap! Deci este... Nu mai văd este de firmă, a fost mișto la vremea lui. Cât de tare este așa, mă uiși peste tot. Wow! Deci avem... Doamne, dacă de vechi e apartamentul ăsta. Da, bine, nu o să folosim bucătărie, asta este clar. Nu o să folosim nimic. Uite, în loc de hot, avem aici un ventilator aș, o hotă vintage. Hai să vedem dormitorul. Ma! Nu ce impresia că e din anii 70. Așa pare. Uite dormitorul. Ta-na-na-na. Dormitorul deci arată mai bine ca la hotel. Deci dormitorul este așa foarte... Wow, avem niște televizor. Nu e. Înseamnă că este un LED foarte subțire și foarte mare. Dar uite ce dulap. Mi se pare foarte mișto. În anii 70, cred că atunci a fost construit, cred că era ceva foarte tare. Ma! Deci e mobilă din lemn masiv, din asta numai. Dar mobilă asta e foarte mișto din lemn masiv. Eu cred că avem și... Avem și boiler. Wow, dar cum sunt țelile. Mama, cum sunt... Deci uite puțin cum este baia, chiar anii 60-70. Deci este fix anii 70, cum a arătat și apartamentul părinților mei prima dată când l-au cumpărat. Fix aceeași faianță, fix aceeași... Auzi, eu cred că avem balcon. Nu știu. Și terasă. În jos. Ha! Eu mă aștept să avem balcon. Da, deci avem un balcon... Destul de mare, dar trebuie să mă ajut tu că... Stai, că e deschis. Mai gândeam pe mâinile. Ta-na-na-na. Aici. Masă cu scaune. Lol.
la la, uite. Nu știu ce cum că aici ne întind rufe. Uite, blocul din față e mai cool. E mai nou. Mai nou. Wow. Arată foarte bine. Și am plătit 40 de euro. Sau 47 de dolari pe acest apartament. Da, este un bloc comunist, arată încă mai bine decât blocurile comuniste din România. Cumva e mai interesant, are balcoane mai mari, are... e drăguț. Suntem bucuroși că am ajuns în Nairobi și aventura continuă. Am luat și take-away de la un restaurant fix de jos de ușă în ușă cu hotelul. Ne-am urmă să le iau în 10 minute. Deci mâncăm în seara asta ceva în rest și să mâncăm. Ne-a zis de la recepție că este încă carantină. Este curfew, da. Și sunt... între 10 și 4 dimineața. Restaurantele sunt închise. De fapt totul este închis la ora asta. Dar bine că am găsit, mă urc să încarc SIM-ul, mă urc la recepție, mi-a trecut încarc cartela de net și mâine dimineață la ora 8 plecăm în Masai Mara. Dar până atunci, noapte bună!